și Romania Run. Romania. Romania eu. Eu, eu. Jagger eu Romania. Jagger buio. Tiger ban meu. De aici se trage mâncarea cantoneză, care este foarte faimoasă, limba cantoneză, care se vorbește în această regiune, inclusiv în Hong Kong și inclusiv în mai toate comunitățile de chinezi expați care trăiesc în lume, în America, în Australia și așa mai departe. Simți așa că ești un extraterestru într-un fel. De un sentiment foarte plăcut pentru că poți să observi mult mai mult din cultura locală și poți să asimilezi mult mai mult. Am participat și eu la o ceremonie de ceai informală acum ceva timp și o să-mi arăt și vouă cum se prepară pentru că altfel habar nu aș avea. And what are you buying? It's like an orange skin. Oh, also for tea. Yes. And this? Medicine. This medicine. I think. Medicine. Bună ziua și bine ați revenit la un nou material original extraordinar. Sperăm ca în prima parte a vlogului nostru să ne puteți auzi bine, pentru că suntem într-un restaurant foarte mare din Guangzhou, în care o să mâncăm o specialitate sau un fel de mâncare specific de aici, o mâncare cantoneză sau mai multe mâncăruri cantoneze. Doar că restaurantul ăsta are o reverberație foarte mare, sunt foarte mulți oameni la foarte multe mese, are un aer așa de gară. Suntem în Guangzhou, al treilea cel mai mare oraș din China și orașul care înainte de secolul XIX se numea Canton. De aici se trage mâncarea cantoneză, care este foarte faimoasă, limba cantoneză, care se vorbește în această regiune, inclusiv în Hong Kong și inclusiv în mai toate comunitățile de chinezi expați care trăiesc în lume, în America, în Australia și așa mai departe. Am venit prima dată să participăm la o ceremonie de ceai și de dim sum. Dim sum sunt niște porții mici de mâncare care se servesc împreună cu ceaiul. Noi ne imaginam probabil că o să ajungem într-o ceinărie unde o să fie o liniște și o să fie așa o chestie ceremonială, să bem ceai, să mai gustăm ceva. N-are legătură, e un fel de McDonald's imens. Foarte mulți oameni la mese, foarte mare gălăgie. Astăzi suntem în perioada anului nou chinezesc, dar astăzi se celebrează anul nou lunar, este o zi importantă din această perioadă și orașul Guangzhou e plin de turiști, sunt autocare peste tot, sunt oameni peste tot, e plin pe la metrou, peste tot noi am ajuns de o oră și ceva. Ne-am ales ceaiul, care posibil să fie de crizanteme, o să vedem dacă aflăm exact ce vom bea. Cred că trebuie să ne-l preparăm singur, ceea ce simt că am complicat, nu am mai făcut-o niciodată. Ne-am comandat și niște feluri de mâncare dim sum, acele porții mici, despre care o să vă povestim imediat mai multe. Savurarea ceaiului de dimineață este un obicei popular în Asia de Sud și nu numai. Și atât tinerii cât și bătrânii obișnuiesc să se bucure de ritualul acesta, atât în zilele de sărbătoare, cât și în zilele obișnuite, pentru socializare, pentru discutarea afacerilor, armonizarea familiei are o semnificație destul de mare pentru cantonezi și se pare că îl practică în continuare, chiar dacă poate că vremurile s-au schimbat. Am participat și eu la o ceremonie de ceai informală acum ceva timp și o să-mi arăt și vouă cum se prepară, pentru că altfel habar nu aș avea. Se pun florile sau frunzele într-o sită, după care se toarnă apă fierbinte. După care nu se lasă foarte mult, adică cam atât a fost. Acesta este ceainicul și se pune direct în ceainic ceaiul. Ideea e că nu se lasă la infuzat. La noi ceaiul în general se lasă destul de mult la infuzat, până și 8-10 minute. La ei pur și simplu se trece apa fierbinte prin floare, prin frunze și gata, e deja preparat și ceaiul deja are culoare, adică este foarte, foarte galben. După care ce am văzut eu, când preparau ceaiul cu bețe, ce făceau?
puneau apă fierbinte într-unul dintre vase și, la cine poate? Să pui apă fierbinte înainte. Dacă pun așa... Ideea e că pot să fii foarte neîndemânatic și nu e nicio problemă, numai că eu nu... A, și puneau așa... Nu, chiar așa făcea. Și punea așa paharul, după care... Îl răsucea cumva așa, ca să se dezinfecteze pe margine. Îl lua și punea deoparte. După care vărsa ce e în ăsta. Hop. S-a făcut curat, s-au spălat paharele și se pune ceaiul. E un sentiment foarte plăcut să ai libertatea să mergi pe lângă și să nu fie absolut nicio problemă, chiar să fie indicat. Și cam asta e prepararea ceaiului. După care e așa un foarte, foarte, foarte mici. Ăsta e farme, pentru că sunt, ce fice. Sunt foarte, foarte mici cănuțele și aproape că îl dai shot, după care faci iară. Tot timpul este pregătit fresh, niciodată nu stă ceaiul foarte mult pe floare, pentru că cred că se amărăște foarte tare. Și cumva te ține într-una ocupat la masă, adică într-una ai ceva de făcut, într-una ești în priză, mai ales dacă prepari pentru cineva ceaiul. Dacă tu ești gazdă, tot timpul trebuie să ai grijă să verifici cănile, mult spus căni, celorlalți, și să prepari, să pui în continuare... Foarte interesant și se răcește și foarte repede, adică nu trebuie să aștepți foarte mult. La noi sunt cănile alea de ceai așa și bei toată ziua din ea. O să începem și noi după ceremonia ceaiului, despre care va povesti Monica, ceremonia mâncatului, care poate ne place puțin mai mult. În locurile astea, de sute de ani exista și există încă oameni din civilizația Tanka, oamenii apelor, chinezii Han, majoritatea chinezilor îi considerau ca fiind o clasă inferioară a oamenilor care trăiau pe apă. Aceștia trăiau pe niște bărci care se numeau sampan, niște bărci mici și vindeau acest terci de orez. Este un orez care este fiert foarte, foarte mult, aproape până se dezintegrează, fiert împreună cu oase de porc, iar deasupra se pot pune alune prăjite, ca în cazul nostru. De data aceasta am primit și o cocă, care este extrem de bună, e ca un fel de gogoașe care se face în China, mai mâncat-o noi și se mănâncă și în alt fel de mâncare. Are un miros de pește prăjit, se poate pune, cred că ceva, se prăjește o parte a peștelui cu sol sau ceva de genul ăsta, e ceva, cred că ceva părți din un fel de file foarte subțire de pește. Acum pe bărci nu știu dacă se mai vinde, am înțeles că bărcile sunt mai mult un fenomen turistic în ziua de astăzi, dar porigiul sau terciul încă este la... mare căutare și se mănâncă foarte mult la micul dejun, cred că în multe părți din China. Se numește congee aici în China. E bun, e țărat. Mă așteptam să fie așa un terci de orez, așa fără prea mult gust, dar chiar e bun. Și fiind probabil fiert și cu oase de porc, are și ceva grăsime. E foarte bun. E foarte bun. Mult mai bun decât un terci de ovăz, de exemplu, pe care îl mănânci dimineața. Cred că am mai mâncat o singură dată și nu știu dacă a fost atât de bun. Și am văzut de foarte multe ori mâncându-se în China și niciodată nu m-a atras așa de mult, dar chiar e bun. Are și ghimbir crud. Pentru că noi mâncăm în familie restrânsă, adică două persoane. Mircea a uitat de regulile de politețe și noi spunem că... Am mâncat direct cum mâncau bunicile atunci când preparau mâncarea din lingura de lemn și după aia puneau lingura și de-aia ieșea tocănița bună. Normal ar fi să folosești bolurile de pe masă și cu lingura pe care ai primit-o să nu o bagi direct în gură și să-ți pui în bol, să-ți faci tu bolul perfect. Ideea e că astfel... preparatul rămâne cald și ție ți răcește porția și tot timpul mănânci și caldă. Ce am eu aici se numește argou și aș spune că este cel mai popular preparat dim sum, cel mai des întâlnit poate și cel mai familiar printre localnici.
La bază sunt niște dumplings, al căror aluat este realizat din făină de greu și făină de tapioca, tocmai pentru a putea avea transparența aceasta, pentru că ele sunt umplute cu creveți. Se vede puțin culoarea așa, portocalia crevetelui. Și dexteritatea, să spunem, bucătarului și priceperea lui constă în obținerea acestui aluat încât să fie suficient de elastic și subțire, încât să se vadă culoarea crevetelui, însă suficient de rezistent încât să nu se rupă atunci când este pregătit și umplut dumplingul, nici la gătire să nu se rupă și nici când îi fac eu așa să nu pleznească. Sunt foarte curioasă ce gust are. Am înțeles că se poate umple cu mai multe, adică nu doar cu creveți. Creveții ar fi tăiați grosier și că poate conține bambus, destul de ciudat, ceapă, verde, ce mai pune? Sau carne de porc. Hai să vedem. Sunt destul de mari. Op. Eu am rămas puțin sechele de la degustarea dumplings-urilor din, cred că, vlogul cu You Gardens. Am mâncat ceva cu crab și nu mi-a plăcut. Mi s-a părut că are foarte mult gust de fructe de mare. Foarte curat gustul, foarte elegant, dacă aș putea să spun așa. Foarte bun. Al treilea preparat din lista noastră, tot un preparat cantonez faimos, se numește Cheung Kun și aș putea spune că sunt un fel de clătite. Este un aluat din făină de orez care se întinde și apoi se fac niște rulouri. Se pot umple fie cu carne, cu creveți, fie în Guangzhou, aici unde suntem noi, se vinde chiar și ca street food, pur și simplu cu sos. El în sine nu are foarte mult gust, dar și nouă când l-a adus, ne-a umplut farfuria cu sos de soia. Ce am comandat noi are și umplutură. Cred că s-ar putea să aibă un amestec de carne cu creveți, posibil. Seamănă cu aluatul de la dumplings, dar nu e la fel, e puțin mai moale, mai anșos, mai subțire. Sunt bune și la fel ca și clătitele noastre, se pot umple chiar și cu ceva dulce. Mie acum, dacă ar fi să-mi dau cu părerea, mi se pare că e mâncare mai bună decât ce am mâncat în Shanghai. E foarte bună mâncarea. Mi se pare că e mai gustoasă, mai... E foarte bună. Deși restaurantul ăsta este probabil unul dintre cele mai turistice din Guangzhou, după cum ne simțim noi aici, că este gălăgie mare și urle. E foarte ciudat că noi când sunem turistic, de obicei îi vezi că sunt turiști, noi nu putem prea ușor să facem diferența între localnici și turiști chinezi, pentru că toți sunt din China. Singurii străini suntem noi. Dar așa nu prea poți da seama cât sunt localnici, cât sunt turiști, cât de unde sunt veniți din țară. Eu zic că turiști. Da? Și ultimul preparat, un preparat pe care l-a ales Mircea, eu nu m-aș fi omorât pentru el, se numește, de fapt se numesc unghiare de pui și se numesc Phoenix Talons. Phoenix, bine, probabil vă întrebați de ce asocierea între Phoenix și ghearele de găină. Imediat ajungem și acolo. Dar ele sunt preparate cu sunt marinate, sunt curățate foarte bine, după care sunt marinate într-un sos de soia, unde se poate adăuga vin de orez, oțet, ghimbir și multe alte condimente. Se lasă destul de mult la marinat și în China, pasărea Phoenix este de cele mai multe ori asociată cu virtutea și cu grația. Am putea spune că la polul opus de ceea ce reprezintă puiul sau găina, dar tocmai din acest motiv există și această asociere, pentru că ce vor ei să transmită de fapt este că un produs atât de puțin important, care poate în alte bucătării se și aruncă, nici măcar nu se consumă, precum ghearele de pui, odată gătit poate deveni din ordinar, extraordinar. Ar trebui să fie foarte gustoase. Eu țin minte că mâncam un ciorbă când era mică, nu aș vrea să-mi aduc aminte. Și pe lângă asta ar trebui să fie și foarte sănătoase, pentru că conțin foarte mult colagen și fac bine la piele. Să vedem ce minuni se întâmplă după ce iau gură. Și ele se gătesc la abur, foarte mult la abur, ca să se moaie foarte tare. Uneori, înainte de gătirea la abur, sunt prăjite.
nu mai rămân crocante, dar rămân, e un fel de prăjeală înmuiată, așa, cartofii prăjiți care se mai la aur. Deci eu am mai mâncat piele de pui în China, îți găsim și la supermarket, poți să-ți cumperi. Am mâncat și la alte restaurante, nicio treabă. Astea chiar sunt foarte gustoase, pentru că sosul ăsta are și usturoi, văd aici, are gust ca de tocăniță și e doar, se simte doar textura puțin, dar care textura e mult mai gumoasă decât la noi, nu știu, e mai gelatinoasă, aici e țin întărit așa și e foarte bun. În parcul orașului există un templu și astăzi cred că este o ceremonie specială. Acum e un băiat aici îmbrăcat cumva tradițional, nu știu exact, cred că din partea templului, și oamenii stau la coadă și fac fotografii cu el și el le dă niște pachetele și după care își fac o fotografie. E ca un fel de, zici că e preotul la noi, așa, cam așa. Da, nu prea arată preot așa. Îmbrăcat de la ceremonia ceaiului și ne îndreptăm către o insulă, parte din oraș, unde este foarte multă arhitectură colonială. O să povestim puțin mai mult despre istorie. Ne primăm pe o stradă care e plină de oameni și foarte multe magazine. Citisem că se vând tot felul de chestii, șerpi, broaște sestoase și așa mai departe. Deja am văzut niște broaște sestoase în fața unui magazin. Ne primăm pe stradă și vedem ce ne mai iese în cale. E o atmosferă așa de sărbătoare, mi se pare similară cu Paștele la noi. Cam da. Așa e festivitatea pe stradă. E și cald. Eu mai devreme am zis, când eram la cei acolo, am impresia că sunt la Costinești. Da, ai spus tu ceva la un moment dat de Spring Festival, că nu înțelegeai. Da, niciodată nu aș tot ce am anul nou chinezesc, care e în februarie sau ianuarie, cu la ei se numește Festivalul Primăverii. Și mă gândeam, băi, ce festival primăverii în februarie? Dar cred că se trage de aici, din zona asta de sud a Chinei, pentru că aici miroase a flori, e cald, e clar că a venit primăvara. În Beijing, cu siguranță, e altă situație. Exact, exact. Vă povesteam că mergem către o zonă unde este foarte multă arhitectură colonială. Aici au fost francezi și englezi foarte prezenți, însă înaintea lor, cu vreo 100 de ani, primii care au ajuns aici într-o eră mai modernă, înaintea romanilor și indienilor care făceau comerț în zona asta chiar din secolul II, prin secolul XVI au ajuns portughezii. Și v-am mai prezentat și în alte materiale un desert, egg custard sau pastel de nata, un desert portughez care a devenit foarte faimos în China și mai ales în această zonă unde au fost portughezii prezenți. Acum ne aflăm la un shop care vinde first ever ice cream nata, adică ei au inventat ca și cum acest pastel de nata cu înghețată și e o coadă, nu văd capătul, se pierde în aglomerația de oameni de pe stradă. Nu-mi dau seama cât de repede se mișcă, sincer să fiu, aș cam încerca, dar nu știu cam cât de lungă e așteptarea. Vis-a-vis este o altă gelaterie, se numește Yanning Gelato Factory și are și ea o coadă imensă. Strada este aglomerată și pe trotuare și pe stradă și pe carosabil peste tot. Se vede că e festivalul primăverii. Ne plimbăm pe străzi și încă nu-mi vine să cred cât de mulți oameni sunt, exact cum spuneam și mai devreme, nu mă așteptam. Și asta poate și pentru că, chiar dacă este cel de-al treilea cel mai mare oraș al Chinei, nu este nici pe departe în top 5 preferințe turiști străini. Adică majoritatea străinilor poate s-ar duce în Shanghai, Beijing, Shenzhen poate, deși nu atât de mulți. Dar cred că majoritatea astea ar fi Shanghai și Beijing, care merge toată lumea. Aș spune că cred că acum, după ce am fost într-un oraș precum Shanghai, am văzut Shenzhen, ce am mai văzut? Atât? Cam atât și Hong Kong. Hong Kong mi se pare o experiență poate că mai interesantă, dar cred că ar trebui să creezi o paralelă. Adică dacă ai avea șansa să vii în China, ar trebui să vezi și un oraș mai mare și un oraș mai mic. Mult mai turistic și mult mai popular, mi se pare, printre localnici. Noi deja ne plimbăm de jumătate de oră? Mai mult de jumătate de oră, da. Nu am văzut un străin. Bine, noi am tot repetat asta și în live și în vloguri, dar acum chiar nu am văzut. M-aș fi așteptat, fiind atât de multă lume, poate să fie și câțiva străini. Noi suntem singuri, atragem foarte multă atenție, ne simțim foarte bine, nu-i problemă, nu ne mai uităm la oameni. Dar simți așa că ești un extraterestru într-un fel. E un sentiment foarte plăcut pentru că poți să observi mult mai mult din cultura locală și poți să asimilezi mult mai mult. Parcă suntem niște bureți.
nu suntem cei mai mari amatori de suc de trestie, pentru că de obicei când am băut ni s-a părut foarte, foarte dulce. Dar în China n-am băut niciodată, așa că merită să încercăm și aici. Poate și o să fie mai bun. E foarte popular, l-am văzut foarte mult în această regiune. Am văzut și Shenzhen. Da, da. Igă, doșeau ce? Am plătit și noi pentru un suc și așteptăm să ne-l dea. 8 ioani, vreo 5 lei. Și mi-a răspuns când i-am arătat că am plătit, mi-a răspuns în engleză. Yeah. Testul suprem. E foarte, foarte verde. Da. Parcă când am mai avut era mai gălbui, așa. Da, e de kiwi. E dulce, dar e foarte bun. Are o aromă foarte bună, dar e foarte dulce. Deci asta ar fi extrem de bun. Un sfert și restul apă minerală sau apă plată. Încă de când am ajuns în oraș, de când am plecat de la gare, ni s-a părut foarte tare că seamănă cu Vietnam, puțin cu Hanoi, puțin cu Hoi An, o combinație. Însă acum am ajuns pe o stradă unde traficul s-a mai redus puțin. Dacă în centru semăna mai mult cu zonele cochete din orașele astea, cu zonele turistice, aici seamănă cu Hanoi, zonele unde se vând angro produse mai mult. Strada Metalurgiei din Hanoi. Da, foarte tare seamănă. Dar, asta vorbim și cu Mircea, are de-a face probabil și istoria și proximitatea. Pentru că Hanoi că nu e atât de departe. De kilometri, da. De Hanoi. Nu e atât de departe. Da. Foarte interesant. Nu m-aș fi gândit niciodată să găsim în China așa ceva. Și într-un fel și obiceiurile oamenilor sunt altele. Mult mai mult street food, mult mai multă vânzare, mult mai multe spații micuțe, vânzări de-astea în gro, ateliere. Foarte diferit de ce găsești în orașele dezvoltate. Am ajuns și pe insula Shamian, care a fost o concesiune împărțită între francezi și englezi. Vă spuneam că înaintea francezilor și englezilor, portughezii au fost aici în secolul XVI. Englezii cred că au venit undeva în secolul XVII pentru prima dată și concesiunile au fost făcute în secolul XIX. Dar Guangzhou, așa cum spuneam și mai devreme, este un oraș port foarte mare și un scriitor călător care raporta fapte din secolul XII spunea că este cât patru Veneții, era cât patru Veneții în secolul XII și că aici se produceau mărfuri mai multe decât în toată regiunea, ceea ce este Italia astăzi. În ziua de astăzi, această concesiune, care în trecut avea un rol foarte important în comerțul extern, a rămas un loc turistic și pentru oamenii din țară care vin să viziteze și pentru străinii ca noi, dar și pentru localnici. Aici se fac fotografii de nuntă, se fac plimbări și cred că au mai rămas ceva consulate sau poate doar erau perioada concesiunilor consulate, nu știu exact. Majoritatea clădirilor sunt, sau toate clădirile, sunt clădiri în stil colonial, ale francezilor și ale englezilor. Noi nu încetăm să ne mirăm de cât de aglomerat este orașul ăsta. Ne gândeam că dacă vom veni în zona asta o să fie mai liber decât în centru, însă mi se pare că e chiar mai aglomerat. Foarte mulți oameni ieșiți la plimbare și vremea e foarte bună. Și foarte multe activități. Unii stau la picnic, își fac fotografii, familia, jocuri. Foarte interesant. Exact ca o sărbătoare de primăvară în România. România, Romania, România. Lasă-m de bazar. Sunt de România de Romania. Oh, calma. Acum știu tot parcul. Thank you.
despre popularitatea și efectele medicinei chinezești, cel mai probabil am auzit cu toții. Ei bine, în Guangzhou există o stradă dedicată vânzătorilor de produse miraculoase care aparțin medicinei chinezești. Acum suntem la capătul străzii, deja au început să se arate primele magazine. Multe spații comerciale sunt închise pentru că încă o dată este sărbătoare. Însă avem norocul să găsim câțiva vânzători. Acum stau așezată lângă o mare de ciuperci. Sunt foarte multe, cred că, ciuperci și tache întinse pe o pânză destul de mare, puse la uscat, și am văzut foarte multe astfel de ciuperci, mai multe tipuri expuse la vânzare. Nu știm exact ce efecte au, însă cred că tratează ceva. Eu sunt curios dacă ciupercile astea sunt, dacă sunt medicinale și trebuie să folosești foarte, foarte puține și altfel te otrăvești, sau dacă sunt calea de mâncat și poți să consumi în cantități mai mari. Nu știu, eu cred că sunt și tache, pur și simplu ce vedem noi aici. Da? For strength. Ciupercile să-ți dea putere. Are un client, îmi deranjez de la vânzare. Că oamenii chiar cumpără. Da, exact. Ne miram că, ne-am crezut că și noi care am venit ca turiști. Jăgă... Chia, e chi. Jăgă cea, mă? Cea? Cea, chi. Chi, yes. Ok. And what are you buying? Orange. It's like an orange skin. Oh, also for tea. Yes. This is 100 Yeah. Okay. So everything here is tea. Everything is tea. Yeah, it is all used for drink. And this? Medicine. This medicine. Medicine. Deci oamenii au cumpărat ce ai de coajă de mandarine, de care am băut noi acum câteva zile. Da. Mai și pare să vândă altceva. Thank you. Ne oferă alifie chinezească. Pe asta o știm din România, alifia chinezească. Woman și Luomania Ren. Luomania, da. Luomania Yow. Yow, da. Tiger. Jăgă Yow Luomania. Jăgă Bu Yow. Tiger Balm Yow. Are căluț de mare, da? Steluțe de mare. Ultima dată când am văzut plante sau, nu știu, tot felul de cereale la uscat, la soare, cred că eram în Bali și ne plimbam cu scuterul prin orezării și obișnuiau localnicii să scoată în fața porții, să scoată cerceaful și să usuce orezul sau nu mai știu ce mai uscau. Tot felul de plante uscau tot timpul. Acum nu te așteptam în mijlocul orașului. Da, și nu mă așteptam după ce am văzut în Shenzhen și în orașe dezvoltate din China să existe și latura asta a Chinei și mă bucur enorm pentru că mi se pare că oferă așa o complexitate țării. E extraordinar. Da, și eu mă uitam la marfa pe care o au și mi imaginam că toată marfa e cumpărată, gata, uscată, adusă de undeva din țară. Da. Dar se pare că se ocupă cumva, poate să o culeagă, să o taie, să o usuce. Foarte interesant. Și sunt și mulți turiști care vin pe aici să se uite. Nu știm, turiștii... mergem acasă. Turiștii chinezi. Tot chinezi. Da. Bucătăria cantoneză este una dintre cele patru bucătării tradiționale ale Chinei și aș spune că este mult mai prezentă în zona în care ne aflăm noi acum, inclusiv în Hong Kong și insula Hainan. Ea a devenit populară în vest undeva în 1950, când foarte mulți chinezi, mai ales din regiunea asta, au plecat către America și Canada și în timp au început să deschidă astfel de restaurante în care să gătească pentru comunitatea de chinezi de acolo. Interesant este că americanii au gustat preparatele, atât ei cât și canadienii s-au îndrăgostit de ele și un sondaj spunea că în 1960, imediat după bucătăria italiană, cea cantoneză a fost cea mai populară printre vestici. Deci cel mai probabil preparatele cu care suntem noi familiari, cele chinezești, aparțin acestei bucătării. Diferă foarte mult pentru că țara este foarte mare. Noi ne mirăm, ni se pare că sunt diferențe foarte mari și între Shanghai și Shenzhen, spre exemplu. În nord, cu siguranță, e altceva. Acum am comandat un desert de data aceasta, pentru că bucătăria este complexă și cantonezilor se pare că le plac și mâncărurile dulci, nu numai cele sărate. Au foarte multe preparate, însă noi am comandat un desert care se numește
piele dublă de lapte sau ceva de genul s-ar traduce, double skin milk. Este un desert tradițional și a luat naștere undeva în anii 1850, într-o perioadă în care nu existau nici frigidere și când temperaturile erau foarte ridicate în această regiune. Așa că o fermieră, o femeie care era cunoscută printre localnici precum bunica Don, deci cel mai probabil era și destul de în vârstă, a încercat să găsească o soluție pentru a nu mai arunca laptele care se strica sau care rămânea nevândut. Și inițial a experimentat prin a fierbe laptele. După ce l-a lăsat răcit, a văzut că acesta a făcut ceea ce numim noi astăzi ca fiind caimacul de deasupra, a gustat laptele și i s-a părut delicios. A început de atunci să-l conserve doar așa și să-l vândă la localnici, însă pe măsură ce a câștigat popularitate, și-a dat seama că este foarte greu de transportat, pentru că adesea el se vărsa pe drum și se pierdea. Așa că și-a mai pus mintea încă o dată la contribuție și a adăugat albuș de ou rețetei, ajungând sub forma de astăzi o budincă de lapte, i-am putea spune. Desigur, astăzi se adaugă tot felul de toppinguri, fie fasole roșie cum avem noi, care este o metodă destul de tradițională, sau mango și diverse fructe. Noi am luat astăzi desertul simplu, așa cum vine el de la bunica Don, cum a fost rețeta inițială, dar am luat și varianta cu fasole roșie, poate va fi ceva mai dulce. Eu nu o să gust pentru că mie nu-mi place laptele, adică doar am făcut o promovare online acum, însă o să guste mici și să ne spune el impresii. Monica mai mănâncă, adică bei, nu bei lapte gol, dar mai mănânci lactate. Da, iaurt și brânză, dar asta are gust lapte. De lapte de la vacă pe care l-ai fiert și se simte... Da, eu mă așteptam când am citit despre desertul ăsta să fie rece-rece, ca înghețata. E fierbinte, e ca și cum ai luat laptele de la fiert. Și e pur și simplu e gelatinos, așa e. Sunt curioasă dacă e dulce. E caimac dublu, nu? Da. E dulce. Are zahăr? E dulce și e foarte bun. Seamănă cu orezul cu lapte, că eu așa mă imaginez. Seamănă cu orezul cu lapte dacă îl faci mult lapte și puțin orez, nu știu cum să zic, dar seamănă cu altceva. Budincă de lapte. Da, cu budincă, e ca o budincă fierbinte. Mi-aduce aminte de ceva, dar nu pot să-mi dau seama de ce anume. E foarte bun. Și e foarte bun așa cald, dar nu mai cam de ce puteam să mănânc. Poate griș, seamănă cu griș, cu lapte, dar nu prea mâncam eu griș. E bun. Un alt miracol inventat în bucătăria cantoneză, în Guangzhou. Din nevoie. Ca multe alte mâncăruri interesante din China, inventate din nevoie și din lume. Lăsăm pe mici să-și termină porția. Doamne, ce bun e! Da? Acesta a fost vlogul de astăzi. Sperăm, ca de obicei, că v-a plăcut și că v-ați simțit bine alături de noi, că ați învățat lucruri noi, de ce nu? Și că v-am făcut poftă cu mâncare, cum vă facem de obicei. Puteți să vă faceți acum orez cu lapte sau orez cu apă și cu oase de porc, să vă faceți... Gheare de pui. Gheare de pui. Astea. Toate alimentele pe care le-am mâncat noi astăzi se găsești peste tot în lumea și da. Oriunde ați fi, cred că puteți să replicați cât de cât. Dacă vreți, desigur. Dacă v-a atras ceva. În orice caz. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să ne dați like, subscribe, share masiv. Și multă sănătate la toată lumea. Și noi ne vedem data viitoare cu un nou material ordinar, extraordinar. La revedere. Ciao. Un preparat pe care l-a ales Mircea. Eu nici măcar nu l-aș fi ales pentru că nu-mi place așa de mult. Au trecut 10 minute și Monica încă mănâncă gheare de pui. Are colagen. Colagen la Johnny Pente aici. Te descurci cu ceaiul, văd, în China, la ceremonie. La ceremonie zic cu ceaiul în China, te descurci. Dar vreau să-mi povestești ce înseamnă pentru tine
Dim Sum, din copilăria ta, cu ce asociezi tu Dim Sum? Eu când eram mică îmi făceam mama ceai, tei, mentă sau, la cel mai mult îmi plăcea ceaiul de tei sau mușețel cu o lingură de zahăr băgat și amestecat acum acolo, ceea ce era dulce. După care Dim Sum era o felie de pâine Neptun, însă cu puțin unt și cu pateu ardealu sau bucești, pe care o înmuiam în ceaiul ăla care era dulce și făceam Dim Sum, adică ceremonia ceaiului și gustările care veneau cu ceai. Poate și eu și în ziua de astăzi, când mi-e poftă și mi se face dor de casă, îmi cumpăr pateu și mi-l moi pateu în ceai. Și la Istanbul făceam asta și mi-e ceară de tot timpul, nu înțelege ce scârboșenia n-ai în cana aia. Să ne scrie cineva în comentarii dacă mai mănâncă cineva pateu cu ceai. Pateu e rece și sărat. Pâinea e Neptun și numai bună și ceaiul e fierbinte și cald și dulce, știi? Și se îmbină perfect, se aromatizează pâinea aia. Cum te duci la MasterChef? Stele Michelin. Mai bag și asta și nu mai bag nimic până în seara, până mâine. Am fost angajat pe post de fotograf. Iulia Vânturi de China, așa mă simt câteodată.